Salutare tuturor, eu sunt Snick și bine v-am regăsit la un nou episod din Another Life, episodul numărul 3 și v-aș ruga pe toți să apăsați un like dacă mai vreți episoade. Sincer mi s-a crezut să spun asta, dar am văzut că v-a plăcut foarte mult, deci v-au plăcut foarte mult cele două episoade. Îmi pare rău că n-am postat, nu gen, adică gen, știți că v-am spus eu că mie nu-mi prea place să-mi cer scuze, gen, bă, îmi pare rău că până la urmă nu-i datoria, adică până la urmă mă simt un pic așa că voi, adică majoritatea dintre voi, feedback-ul a fost foarte bun, nu mă așteptam. Bă, nu este o foarte mare parte de oameni care dorește această serie, dar este o mare parte pentru mine care au spus, bă, Znic, când mai postez, bă, Znic, am primit în comentarii, bă, de ce n-ai postat azi, așteptam aia și n-am primit, bă, așa. A fost super genial, gen, feedback-ul ăsta e foarte tare, peste 100 de like-uri mereu, nu știu, e foarte tare. Data trecută am rămas aici și trebuie să vă mărturisesc că am murit și o trebuie să ajung aici și mi-a durat o grămadă. Bun, am zis eu că o să rămân un pic aici până rezolv cu mâncarea, sau cel puțin așa am zis. Hai vedem, am verificat ce au ăștia aici, cred că am verificat. Ok, aici n-am destule, bun. Aici, ok, am o șa, dar n-am o șa, can I... Saddle, ok, cum pot să fac un saddle? Pot doar să-l găsesc, ce porcărie, bun. Asta nu știu dacă am nevoie de ele de tons. Hai totuși să le mai am, că dacă tot mai am. Uite, am o sabie mai bună, pot să pun aici. Am un pickex mai bun, pot să-l pun aici. Un iron horse, unde aș putea să-l pun pe ăsta? Hai să-l punem aici, ăsta-i candelia. Du-te-mă de aici cu candelia ostru. Eu aș vrea să mai am cărți, ca să nu merită să le iau. Bun, aș vrea să rămân aici cât mai mult. Hai să luăm câteva mâncare și să plecăm. Câteva... mi-a zis voi că dacă apăs click dreapta, da, nu las acum. Ok, ăștia au grămadă de lucruri pe aici, lol, parcă vine nenea în rău și mă trage cu cârligul. Cel puțin așa zice mie tata, dacă nu mă înșel, îmi zice așa că... Ok, nu mai am loc. Iron ore? Ok, hai să arunc. Îmi zicea tata la un moment dat că cu fântânile astea, că la un moment dat vine... Îi zicea și lui cineva, gen părinții lui, că va veni și te va trage un nene rău cu cârligul. Ok, e ciudat rău, e ciudat, foarte ciudat. Trebuie să arunc ceva, trebuie să renunț la ceva, o să arunc sandul ăsta. E nașpa că aici nu pot să stachez gen mai mulți. Mi se pare și logic, da, bun, că nu pot să stachez mai mulți. Hai să mai iau câteva morcovi cât mai pot de aici, că nu o să mai trec pe ei. Come on, unde? Doar 16 morcovi? Nu știu dacă am nevoie de copacul ăla sau ce-o fi el. Bine, mă rog, hai să văd ce mai e pe aici. Bla bla bla, de aici am cules. Uite chestia asta, ce e? Fuck. Trebuie să văd măcar cum o craftez. G, R. Nu, cum o craftez? Trebuie să fiu pe aia. Și acum apăs G. Wolf window, deci nu pot să o craftez. Deci e nașpa. Hai să arunc asta atunci ca să iau automat asta sau ce-o fi, bine, hai să arunc cât mai multe ca să mă grăbesc pentru că vreau să fac ceva episodul ăsta. M-am tot plimbat și am zis că o să fac off-camera, dar am zis, altfel zic, bă, mai bine nu, mai bine fă un episod. Și am zis, bă, hai să fac un episod, bun, hai să primesc un crafting și să îmi craftez ceva pâine, pâinică. Asta o să-mi ajungă un pic. Oh, mai pot, deci, dacă tot mai pot încă o dată. Hai să țin pâinea și să arunc cartofii și mai pot în cotură. Și mai pot în cotură. 8, serios? Ok, are you kidding? O să mănânc acum. O să mănânc acum de toți banii. Da, asta o să fac, o să mănânc de toți banii. Gen să-mi umplu full hunger-ul. Și după o să plecăm. Patul l-am luat. Bun. Hai să plecăm. Crafting-ul și ceva o să las aici. Hai să plecăm în aventura noastră. Am făcut episoade cam lungi, trebuie să recunosc, pentru că mă mișc foarte greu. Mă mișc foarte greu, e greu și cu mod pe ăsta să zice cineva că bă, Znic, ai lag, că nu ai... Really? Ok, bă, uitați câte am descoperit. Deci uitați-le câte am descoperit, am descoperit și de-aia. Hai totuși să vedem ce se află acolo, că în descoperirea noastră, până la urmă, să ne așezăm undeva. Să ne punem undeva, să stăm, să facem o casă, ceva frumos. Uite, quicksand, să nu vă duceți în ăsta. Mi-a zis unul dintre voi că nu vă merge. Ok, am luat damage. Bă, fraților, eu l-am instalat de pe launcher oficial. Pur și simplu vă duceți acolo și dați pe download, you know. Nu știu și gata, pur și simplu vi se instalează. Ok, nu prea vreau să intru eu aici, dar sunt pe normal. Ok, sunt pe normal. Vezi că aici nu știu ce capcane pot fi. Ok, hai să fiu precaut. Și să mă duc pe aici.
Sunt doar curioși aici și după plecăm repede, repede. Is everyone here? No. Everybody, everyone. E aceeași? Bun. Bă, deci așa cum... What? Asta-i sare sau ce era? Coma light. Hai să spargă la. Ok, bun. Naci sapling. Cred că or fi bune astea, nu? Probably. Iron nu pot să iau. Lava sapling. Cred că or fi rare din moment ce sunt aici. Da, cred că or fi rare sau... Deci aș putea să iau câteva. Trebuie să renunț la ceva. Deci am prea multe. Lideria. Ăștia scopaci. White mushroom. Trebuie neapărat să renunț la ceva. Tomato. N-am... Rice. Ok. Orezul ne-ar putea ajuta. Quicksand. Quicksand, frate. Uite, și o să iau lata sapling-ul ăsta. Trebuie să... V-am zis uneori. Trebuie să... Să faci ce nu vrei în viață. Deci, o să ajungem la asta. V-am zis, eu mi-am luat modpack-ul de pe launcher oficial. Și v-am lăsat și link-ul în descriere. Puteți să-l luați de acolo. E... E aceeași chestie. Bun, hai să iau eu pe aici. Dup. Every time. Ok. Să nu dau de quicksand de la, că mă cam supăr. Bun. Oh my god, ce copac. Ok, bun. Mi-a zis voi să mai bag melodii, că mai bagă snicurile melodii liniștitoare de aia. Bă, da, eu am băgat melodiile, adică vouă nu vă plac melodiile astea, adică nu văd. Sunt două, trebuie să recunosc. Dar o să mai bag în momentul în care găsesc doar una la fel ca astea, pentru că astea se potrivesc prea bine cu fucking Minecraft, ok? Mai ales cu seria asta. Bun, trebuie să recunosc că e beautiful pe aici, da? Copacul ăsta, eu fel, bă, mi-a zis, olo, nu pot să, ia să mă uit eu repede, că mi-a zis cineva că dacă apăs nu știu ce buton, acum intru, mi-a spus, bă, Snic, pot să configurez, dar nu mai știu cum. Eu mereu citesc comurile, vă, la unii mai dau și like, dar le citesc pe toate, jur. Acum trebuie doar să răspundem măgăruș. Hai să vedem totuși ce a zis voi. O, Doamne, nu pot să cred că n-am reținut. Doamne, e genial pe aici, dar nu vreau să mă situez aici, ca să zic așa. Adică, Oak Leaves, ăsta ce-i? Jacarda. Ok, Jacarda. Wow, fraților, uitați-vă aici. Mi-a zis cineva că Shader-ul face toate like-urile. Bă, știi că e ceva, că arată foarte urât fără shader. Adică fără shader aș avea mai multe FPS-uri, foarte multe. Am filmat în 45, 47, 50. Ok, hai să vedem. Hai să apăsăm pe butonașul ăsta, să vedem. Numai că vreau să văd ca să-l configurez, să-l pun sus, să-l văd. Nu știu, e 12 și ceva când filmez, e 12 jumate, 1 aproape când filmez. Mor și eu de somn. Am avut și antrenament. Bun, hai să vedem repede, 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 repede. Bun. Era cineva fiind 360p, dacă nu înțeleg. Mă bucur pentru comentariile pozitive. Bun, ca să intri 0 de pe... Ok, voila. Visible, hidden, no, bun. Configure aspect. Setup position. No, 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 no. Nu, asta-l face mai mare. No, 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 no. Uite atât de mare. No. Holy crap, nu pot să... Ok, bun. Guys, îmi pare rău că o să facem asta acum, dar... Hai, ne clichează. O, cât am de făcut până sus. Știi ceva? Cred că o să las așa. Bă, mersi ăsta care mi-ai spus. Au, ce tare s-a auzit. Ok, bun, se aude normal. Bă, mersi că mi-ai spus până la urmă. Pentru că acum știu cum să o fac, dar durează foarte mult. Și nici măcar nu l-am salvat. Fac. Sau l-am salvat? Nu mai știu. Bun, țin neapărat să ajung undeva, că am zis doar că ne apucăm de casă. Oh, nu-mi spune, te rog, nu. Fraților, am cam... lustruit. Am cam lustruit ceea ce trebuia lustruit. Știți la ce mă refer? La lanternă, la alea, alea. Bun. Ok, that's a really nice place. Ok, dar nu vreau să stau. No! Ah, Doamne, atât de plictisitor să cauți să... Ok, nu! Ok, bun. Doamne, deci urăzi nisipul ăsta, jur, e peste tot. Te mănâncă de viu peste tot ăsta, deci hai să văd și eu unde... Nu!
Not again. A, bun. Hai să mai mărim niște porci. Oh, God. Am nimerit fix la ocean. Băi, ce să știi că și vaci și porci. Bun, să știi că e ceva. Hai să fac eu o poză la coordonate F3. F3, poză. Ok, v-am zis eu că am murit și am pierdut itemele, dar de fapt aici când mori nu-ți pierzi itemele. Pur și simplu nu am avut un spawn point, dar itemele ți sunt puse într-o chestie de asta și tu le găsești pe toate, absolut toate, tot. Și a fost super genial pentru că m-am grăbit foarte mult și am mai murit odată și n-am mai găsit nimic, ok? Și după ce m-am grăbit, mi-am dat seama că am zis, bă, am pierdut toate itemele, s-a dus, trebuie să le zic abonaților și când mă uit colo încoace, ce să văd, era chestia asta, era super genial. Da, bă, bun, asta e Sugarcane, ăsta nu se mișcă, bă, dar se mișcă toate. V-am zis, caut un loc, așa, eu deja am în minte ce vreau să fac și vreau să găsesc un loc. Vreau să găsesc un loc, oh, no, ok. Acolo e doar o insulă. Oh, man. Nu-mi spune că asta e o fucking insulă. Dup. Sau, maybe no. I hope, though. Ok. Ce să-i că acum m-am... Deci, mă jur, am început să mai vorbesc așa în engleză când nu vreau. Gen, nu știu, m-am obișnuit. Datorită faptului că am stat cu un prieten, n-am? Care, mă rog, e din America. Probabil o să fac ceva, un vlog. Și... tipul ăsta în America, știți ce, că a venit cu verișoarele lui care stau în Franța, știți? Și sunt foarte de treabă și am vorbit engleză cu ele și trebuie să recunosc, când vorbești engleza, da, pur și simplu, nu numai că o înveți, dar îți intră în instinct să vorbești mai ușor. Bun, să nu fii pe aici un rechin, mamă, uite ce alge lungi, te rog, zi-mi că... Zi, mă rog, te rog, aia nu e o insulă, că m-aș stabili acolo, dar să nu fie insulă, că am nevoie totuși de... Nu, no, te rog, nu spune că e sand, că e quicksand, ok, sand, Bun, hai să vedem ce e acolo, mamă, câte chestii, alge, tu ce ești, water speech, bă, interesant. Ok, am nimerit bine, mamă, ce genial se vede apă, parcă aș fi la mare, serios, parcă ar fi o poză, adică, gen dacă te uiți așa, în jos, până pe unde sunt eu cu cursorul, acum, parcă ar fi așa o poză de la apă. Nu știu, gen, eu mă urmăresc pe tipul la Sonic Aider pe Facebook și îmi spunea el acolo cum o să facă cel mai bun shader. O rezolvat toate bug-urile, au pus luminile șmechere, gen să nu se vadă așa, se vadă mai realistic. Ați despawnat. Și da, e, cred că e foarte, adică e greu să pui lumini. Băi, ce mă căcat pe mine să mă... Doamne. Morți, morți, mamelor, voastre de rație, de-aia mănânc. De-aia îmi place pateu de rață. Serios, chiar îmi place pateu de rață. What is this? Australian bugle. Am nimerit în ceva biome de junglă. Un fel. Similar. Oh, that's a really nice biome. Oh my god. Așa, dacă ar fi, aș putea să mă stabilesc aici cum fac mulți, pentru că mulți pur și simplu încep și rămân acolo. Rămân acolo, nu mă interesează. Eu fac casa cum o vreau eu, dar eu nu. Eu sunt altfel. Eu mă gândesc la place, you know. Și e tare. Uite, am găsit în sfârșit baia de pe care îl doream. Gen, ce baia mă este? E orchard. Ok, și aici am găsit beribaș. Ok. Chestiile astea le putem mânca sau le putem planta. Încarcă foarte puțin beriu ăsta. Știți? Da? E ok. Ok, mor. Asta e beauty berry. De dat, dar... Caise. Peach, mă rog. Cred că-s peach, nu? Da, sunt caise. Nectarine, caise, cred. Bun, hai că au încărcat ceva caise. Le mânca le-aș caisuța lor. Bun, hai că... parcă ar fi o livadă aici, jur. Ok, pe asta trebuie să le dau punch, cel puțin. Hai mă, să mă că sunt full la mâncare. Vreau să iau merele, ok. Hai să mai iau de astea, că nu stricăm. Blueberries. E bine, astea în beribaș. Astea cred că sunt un fel de... Perfect. Astea sunt un fel de nectarine de astea. Nu nectarine, astea sunt afine. Și celelalte să, you know... Mamă, aici am stabilit să moară familiuța lui. Mamă. Bine, trebuie să mai sortez eu pe aici chestiile. Nu, no, dar de ce se spunea toate chestiile astea în locurile frumoase? Mamă, să le mănânci repede rău. Ok, hai să le dau punch la asta. Pac, punch înseamnă să lovești. Pentru cei care nu știu. Da. Bine, structură random, structură random mai nou, ok, bine.
N-au problem. Păi și de episodul viitor vă jur că mă apuc să fac casa. Printr-un baie, că să știi, nu prea vezi multe, că uite câte iarbă e. Asta e chestia. Ok, bă, nu, șep. Ok, asta ce e? Mud, ok, pământ de la pe care mergi mai greu, e ca și cum mai merge pe pământul ăla rat, nu e. Ok. Da, bă, m-aș stabili aici, v-am spus. Acum toată lumea cred că e gen, bă, Nic, stabilește-te undeja în gâtul, undeva în gâtul mării de Nic. Ok, asta ce e? Chili Peppers, ok. Trebuie mănânci foarte repede, dar gen, ia să văd. A, nu? A, te-l plantezi direct? Nu știu. Ok, vaci, ok. Dacă mă stabilesc aici, o să avem sandvișuri o grămadă. Deci, da. Eu cred că o să mă stabilesc aici, băieți. Nu e o zonă foarte de munte sau... Oh, crap. Beehive. Ok, am găsit un sub de albine și avem o albină, deci aici o să rămânem. Dacă e, mai plecăm noi în tabără, într-un trip de ăsta, nou. Ok, aici rămânem, da, aici. Ok, hai să rămânem aici. Cred că m-am lungit și cu episodul ăsta. Bă, și vaci și oi, numai bine. Aici vreau să rămân, e beauty place. Ok. Feel head, bun. Hai să vedem, bă, 16 minute. Bă, îmi pare rău că o să termin aici episodul. E foarte târziu, vreau să-l bag și eu la plot și promit că episodul viitor ne aranjez eu chestiile astea pe aici și începem căsuța. Jur, până atunci aveți grijă de voi, bă, și nu uitați, o să avem mai multe episoade azi. Pe data viitoare, fraților. Pa, pa!